Claudian, explică-ne puțin în ce loc ne aflăm aici și de ce este mai deosebit. Ne aflăm la Mălin, la Ermitajul Mălin, între județul Bistrița, Năsăud și Cluj, într-o zonă în care, să spunem așa, e pionieră în România în ceea ce privește nu numai învățarea tehnicilor de permacultură, cât și aplicarea ei. Suntem mai precis în grădina acestui local. Și e special, așa cum spuneam, pentru că putem spune că e primul loc în România unde s-a început și s-a aplicat și s-a învățat permacultură. Unul dintre principiile permaculturii e să, unul, și n-aș spune că e un principiu, e o metodă, e să observi ceea ce se întâmplă în natură. Și dacă ne uităm pe dealurile astea, observăm că sunt mai multe varietăți de specii. Și natura, în mod natural, construiește diversitatea asta. Deci același lucru o să încercăm să-l mimetizăm și să-l aplicăm și într-o grădină care replică și aplică principiile de permacultură. O să găsim numai o specie de plante, o să găsim o diversitate. Ceea ce e cunoscut mult la noi e familia celor trei plante, a porumbului, fasolii și a dovleacului. Ei, ce încercăm în permacultură e să maximizăm diversitatea asta. În acest fel... În scopul de a avea produse cât mai diverse și, pe de o parte, cât mai reziliente. Ele între ele se vor ajutora. Pe de o parte, ele, deci plantele ca atare, și vor avea nevoie de cât mai puțin ajutor pentru a combate dăunătorii și așa mai departe. Și pe de altă parte, cel care lucrează, agricultorul în cazul ăsta, va avea și parte și de o producție diversificată. Ceea ce conduce la o economie locală mult mai rezilientă. Cum putem vedea chiar aici, e cum să combatem, de fapt, plantele așa numite dăunătoare. Și încercăm, de fapt, să aplicăm un strat care e numit strat de mulci, care acoperă, deci sunt paie. Care este mulciul? Sunt paie, în general, sau masă vegetală. Ok? Iarbă cosită, uscat, practic. Poate fi iarbă cosită, pot fi resturi de frunze, pot fi multe, sau chiar și tocătură de lemne. Bun, deci aplicăm un strat de mulci. Aplicăm mulciul, deci însămânțăm și aplicăm mulciul. Sau putem aplica mulciul, deschidem și putem însămânța în mijloc. Sau punem răsadurile. Ce se întâmplă? De-a lungul timpului, de-a lungul anului, plantele dăunătoare, cum le vedeți aici, sunt foarte puține. Eventual este aici, dacă vedem alt strat, deci dacă e și chiar și aici alături, în comparativ cu o zonă care n-ar fi mulcită, să spunem așa, în care nu s-a aplicat tehnica asta, chiar și aici alături, lângă conopidă, plantele dăunătoare sunt mult mai multe. Asta implică că nu avem nevoie, de fapt, să lucrăm atât de mult pământ, nu trebuie să-i dăm tot timpul cu sapă, menținem toți nutrienții, pe de o parte, și pe de altă parte regenerăm capacitatea solului nutritivă. Deci nimic nu iese de aici. Ce se întâmplă când noi săpăm pământul? Când îl scoatem la iveală și îl săpăm și îl descoperim și îl scoatem, tot azotul și toți nutrienții încep să dispară pentru că se expun la suprafețele solare, sub lazele ultraviolete. Și se descompun sub influența UV? Da. În special azotul. Ok. Deci ideea aici e și azotul, nitrogen, cum îl menținem în pământ. Deci pământul, în mod natural, el nu se desface. Deci noi nu vedem nimic să se întâmple în natură, să vină cineva să-l scoate, să-l întoarcă, invers. El, în mod natural, lucrurile se întâmplă. Deci cum noi putem face ca lucrurile astea care se întâmplă în mod natural în natură, să le găsim în favoarea noastră, în grădina noastră? Înțeleg că în permacultură, practic, nu se ară, nu se sapă grădina pe cât posibil. Se sapă, se ară. Putem pune chiar și buldozer într-o grădină de permacultură. Poate părea o chestie radicală. De ce? Pentru că în permacultură vorbim mult de design de permacultură. Intervenția să fie făcută pe minim posibil. Însă dacă e nevoie, să spunem, exemplu, să spunem că dealul ăsta e un deal în care suferim de eroziune. Sau e un deal în care zona terenului în care putem cultiva e subțire. Deci are o parte nutritivă subțire. Efectiv, cum putem ameliora situația asta? Și cum o putem face? E printr-un design adecvat. Dacă îți aduci aminte, acum câțiva ani în urmă, în România se aplica mult terasamentul, stabilizarea solurilor.
Același lucru l-aș face și aici, pentru a stabiliza un sol, un numărul 1 și pentru a-l ameliora, pentru a putea lucra pe tema pe care lucrăm aici în grădină, pentru a-i mări partea de umus, să spunem așa, pentru a regenera solul. Am avea nevoie, de fapt, de trase, de zone mult mai plane. Și asta ar implica, de fapt, să lucrăm cu echipamente mari. Uh-huh. Dar asta am face la început, am face odată. Uh-huh. Și ce vom face după aceea? Vom lăsa mult natura să lucreze ea singură. Vom lucra cu pământul și îl vom îngriji în așa fel încât se poate să ajungă la stadion care vedem aici în jur. Despre ce straturi este vorba aici? Bine, asta mult le face și cu principiile. Asta e un experiment, de fapt sunt mai 4 straturi. 4-5. Ideea era, spuneam mai înainte, minimul efort. Okay? De a nu săpa, de a face o intervenție inițială și pentru a, în continuare, doar să menții. Ce se întâmplă aici? Cum vedeți, e ridicată zona aceasta. Pe de o parte are două funcții. O funcție practică. Eu sunt mult mai apropiat de locul meu de muncă, deci eu nu trebuie să mă aplec până la picioarele mele, deci eu trebuie numai să întind mâna, mult mai ușor. Pe de altă parte, ceea ce nu se vede, e partea nevăzută, e că pe dedesubt există lemne în decompoziție, care au fost introduse, deci s-a ridicat toată zona pământului, să spunem așa, neagră, s-au așezat un pat de lemne și s-a repus deasupra. Și după aceea s-a mulcit toată tehnica normală, cultivăm în mod normal. Ce se întâmplă aici? E că masa lemnoasă menține apa în perioada de secetă. Chiar funcționează asta? Și chiar funcționează. Aici e încă în fază de experiment, din câte văd. Nici nu știu când au fost cultivate plantele respective. Însă, dacă vă uitați în spate, e clar că funcționează. E lăsată, efectiv, să crească în mod natural tot ce e aici. Deci nu s-a făcut o intervenție anul ăsta. Fără să stropească. În absolut nimic. Deci aici nu există nimic chimic. Deci agricultura făcută prin principiile permaculturii e o agricultură organică, 100%. Deci nu se sapă sau se sapă minim posibil, doar eventual pentru afânarea solului. Și nu se sapă, deci există unelte speciale pentru în acest sens. În general aici, de exemplu, anul viitor, ce se va face se taie eventual cele de anul ăsta, eventual dacă nu se doresc semințe anul viitor, se mai pune încă un strat deasupra și la fel se deschide și se seamănă din nou. Deci nu se va face mai mult decât atât. Pentru că paiele masa asta vegetală va acoperi tot ce e aici. Deci se aplică în fiecare an unul sau mai multe straturi de humus, de mulci, de compost? În funcție de starea solului și de necesitate. Deci, să spunem, dacă vrem să începem un strat aici, da. Ce am face e să aplicăm, depinde, avem multe tehnici, sau putem aplica un strat de carton, îl putem afâna puțin cu o furcă, doar ca să penetreze mai mult apa sau nutrienții, putem pune un strat, de exemplu, de compost, punem un strat de pământ, că vom vedea de unde îl scoatem, și după un strat de paie. Deci construim deasupra în loc să scăpăm și să scoatem la suprafață. Da. Și în general, ce vreau să vă atrag atenția e că sunt copaci care sunt abia acum puși. În ce scop? Ideea e să creeze o barieră față de dăunătorii din pășunea vecină. Oricum sunt văzut și ca un fac parte dintr-un ecosistem, deci toate lucrurile astea lucrează împreună. Okay? Aici, în special, e văzut la scară foarte mică, e văzut efectiv pentru cei care trăiesc aici în permanență. E un proiect mai sui generis pentru că e făcut din mai multe bucățele dezvoltate de-a lungul anului. Să înțeleg că principiile permaculturii se pot aplica mai degrabă în grădinărit decât în agricultură. Fiind vorba de crearea unor straturi care implică mult efort. Adevărul e că până acum, tot ce s-a făcut în contexte de mică scală. Și lumea se întreabă, chestia asta funcționează în scală mare, în agricultură, efectiv. Există mai multe teste făcute în mai multe țări pe tema asta.
Adevărul e unul. Unul dintre principiile principale al permaculturii e să cultiveze o mai mare diversitate. Deci dacă noi ne uităm la agricultură, pe cum o vedem în ziua de azi, în spații întinse, monocultură, e clar că nu vorbim despre aceeași agricultură sau cultură. Deci când ne uităm la sisteme în care caută să aplice principiile astea pe o scară mai mare, trebuie să gândim și agricultura în alt sens. Deci eu nu pot să bag aceeași mașină ca să culeg de pe același rând, să zicem așa, și varză și ardei și așa mai departe. Și avem mult mai multă nevoie de, să spunem așa, între ghilimele, de muncă umană în sensul de a culege, însă efectul final e mult mai pozitiv. De ce? Pentru că noi vorbim de un pământ care e mult mai îngrijit, pe de o parte, și de recolte care sunt organice și care pe piață, așa cum știți, ies foarte bine. Deci, revenind la scară mare, agricultură, e aplicată și sunt experimente deja pe scală mare, atât în Europa cât și în peste ocean. Permacultura se bazează pe trei etici principale. Una are a face cu grija față de oameni, care etica e socială. A doua are a face cu grija față de pământ sau viceversa. Și a treia are a face cu să împărtășești surplusul sau să stabilești o limită a creșterii. Deci noi până acum am vorbit mult de partea asta de agricultură, cum ne relaționăm cu pământul, cum ne relaționăm cu resursele. Aici putem include apa despre care n-am vorbit încă, cum ne relaționăm cu apa. Când vorbim despre mulci, vorbim și despre cum să utilizăm mai puțin apă, pentru că stratul ăsta va menține apa. Când am vorbit despre straturile înalte, același lucru. Putem vorbi cum să culegem apa de pe strășinele de la case, să le menținem și să le utilizăm fără a căuta, de fapt, să extragem mai multă apă din subsol și așa mai departe. Deci, cum putem vedea toate resursele care ne înconjoară și să le utilizăm în mod favorabil? Fără a explora intensiv, pentru a crește mai mult, pentru a avea mai mult și așa mai departe. Deci care e limita creșterii pe care o pot avea pe acest teren? Pe care l-am cumpărat, pe care, nu, pe care l-am în îngrijire, să spunem așa. Okay? Pentru că văd mult lucrurile în felul următor. Noi avem, de fapt, grijă de pământ. Ne e dat în chiriere, să spunem așa, de generațiile viitoare. Și asta e datoria pe care noi toți o avem. Revenind la partea cu principiile permaculturii, una dintre ele are a face cu grija față de oameni. Și asta e partea ei socială. Cum ne relaționăm unii cu alții? Cum restabilim relațiile astea care acum câțiva ani erau intense? Și cum le regenerăm? Cum la nivel local creăm conexiunile astea? Și noi dacă ne uităm aici în grădină, sunt toate ecosisteme, microecosisteme care lucrează împreună. Cum aplicăm principiul ăsta la nivel social, pe design social? Cum creăm microsisteme, ecosisteme umane? Și cum se poate face? În cadrul permaculturii, aș spune eu, și asta o mică părere personală, până într-un anumit moment lucrurile s-au focalizat mult pe tema agriculturii. Există o mișcare internațională în momentul de față care se numește Transition Towns, născută în Anglia. Vine de pe alte teme și pe alte motive, însă la baza ei e profund inspirată de pe tema permaculturii și utilizează principiile atât a lui Holmgreen cât și a lui Mollison. Care sunt fondatorii permaculturii? Care sunt, Mollison e unul dintre fondatorii permaculturii, aș spune că e fondatorul conceptului de permacultură. Holmgreen este unul dintre mari teoreticieni actuali a permaculturii. Amândoi încă sunt în viață. Da, e important de spus. Deci se bazează mult mișcarea asta Transition Towns pe principiile permaculturii și o aplică intensiv împreună cu alte câteva concepte care o face, de exemplu, cu ecologie profundă, deep ecology, și urmărește să creeze mișcări grassroots, deci de la bază, să spunem așa, între ghilimele, conceptul bază mi se pare puțin, dar e de la bază, deci de la noi, de la indivizi, cum creăm, de fapt, comunități locale care să găsească soluții la problemele actuale. Și experiența o spune că există mai bine de 1000 și ceva de inițiative în 34 de țări și că tot ce s-a făcut este pozitiv. Deci se poate o schimbare și poate o schimbare pozitivă care începe de la noi, de la individ, de la eu. O schimbare care începe de la eul interior și care se va transforma și se va vedea în mod pozitiv în comunitatea în care trăiesc. Și am înțeles că ar mai fi și al treilea aspect, cum să împărtășim surplusul. Da, ideea e să ieșim puțin din spectrul actual al mercantilismului pur. Charles Eisenstein are recent scris o carte pe tema Sacred Economics,
Și el vorbește mult despre economia, gift economy, o economie a darului, a da. Și crezi, de fapt, posibilitatea asta de a ne dărui lucruri unui altuia. Înainte, în comunitățile tradiționale, mult mai integrate în punct de vedere comunitar, eventual cele săsești și cele secuiești, și multe dintre, n-aș spune că numai, însă și cele românești din Transilvania, mai ales, economia asta de îți dau și tu îmi dai pentru că e așa, fără să schimbăm, să aștept ceva în schimb, era naturală. Fără intermediul banilor, a monedei, da. De fapt. Și dacă ne uităm mult la, din punct de vedere antropologic, vedem multe sisteme de genul ăsta, multe societăți sau culturi ancestrale, funcționau pe sistemul ăsta, pe principiul ăsta, de a da. De a da în mod gratuit. Și asta pentru mine e o fericire, pentru că îți pot dărui ceva. Okay? Deci asta ar fi o parte. Deci cum să împărtășim? Și a doua, cum să stabilim o limită a creșterii. Problema pe care noi ne dezbatem ca societate umană în momentul de față e că nu avem o limită a creșterii. Tot creștem, 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 creștem și e imposibil să creștem la infinit într-o planetă finită. Permacultură și apă. Am înțeles că e o relație mai deosebită. Da. Eu trebuie să încep mai întâi prin a arăta groapa de aici. Care e o groapă? A trebuit să fie un iaz. În permacultură nimic nu e perfect și ar fi o eroare din partea mea să spun că toate merg din prima. Are mult de a face cu a încerca. E nevoie de multă a încerca. Nu există o formulă perfectă. Are de a face cu locația și așa mai departe, cu structura solului. Ce s-a încercat aici este să se construiască un iaz. Un mic iaz de acumulare și de captare a apei care vine din deal. Se tot scurge și ajunge aici. Ia să trecești încolo. Bun. Mm-hmm. Și... Deci în momentul ăsta va trece printr-o fază de redesign în care e nevoie să se... și e, de fapt, stabil deja ce se va face aici din punct de vedere a intervenției. Deci ceea ce vreau să spun e unul. E nevoie de mult test, de a testa, de a încerca. Nu există o formulă, unul. Doi, când mă refer la iazul ăsta, e cum acumulez apa în mod natural din ecosistemul unde sunt integrate. Și aici e foarte ușor. Deci aici când plouă, toată apa se scurge la suprafață și în general se duce în vale. Asta se întâmplă peste tot. Cum ați văzut la început, e o cadă veche reutilizată care la fel strânge apa de ploaie. Căutăm mult în cadrul permaculturii să utilizăm resursele naturale. Și chiar și așa zise deșeuri. Cauciucuri vechi, deșeuri, o cadă și așa mai departe. În ceea ce privește apa, nu e atât de grav la noi în România încă, în marea majoritatea zonelor, însă s-au făcut teste și s-au implementat proiecte de permacultură în zone aride, în care s-au recuperat terenuri, sau, să spunem așa, s-au recreat zone fertile. Am auzit chiar de exemplu destul de spectaculos din sudul Portugaliei. Da, e Sepp Holzer, e un austriac, care la fel este unul dintre pionierii, spunem așa, aș spune, al permaculturii, unul dintre maestrii actuali ai permaculturii, care are o relație specială cu apa. El și apa au o relație foarte specială, el are un înțeles diferit de care e comportamentul apei. Are un proiect care l-a început în Austria și de acolo tot a replicat puțin ideea asta că apa e un element esențial în ecosistem și în relația între om, pământ și tot ce natura îi acordă. Și deci el înțelege că pentru a regenera un ecosistem avem nevoie de apă și el caută de fapt să creeze cu cât mai multe zone de apă în designul pe care îl aplică. În cazul specific din Portugalia, vorbim de o zonă foarte aridă, pot să spun că 8 luni pe an e praf non-stop, deci pentru că nici măcar nu există o picătură de apă. Și adevărul e că s-a reușit să se construiască hectare, deci de iazuri, cu adâncimi între 6 și 12 metri, mulți metri cubi de apă, care s-au strâns efective pe dealuri. Nimeni nu au crezut că e posibil doar de la apa de ploaie și de la simpla scurgere înspre vale să strângă atât apă. Deci e posibil să regenereze. Există cazul și în Iordania, care e mult mai
mai aridă, e efectiv nisipoasă, e deșert, desert pur. Cum să regenerăm solurile, cum să regenerăm și așa mai departe. Deci sunt multe cazuri, dacă cei interesați pe internet pot găsi multe cazuri pe tema asta. Dacă caută pe tema regenerarea solului, Iordania sau zone aride și permacultură. Da, animalele au un rol esențial într-un sistem de permacultură. Pentru că sunt, așa cum spuneam, e totul văzut într-o formă olistică, integrată. Atât găinile, cât și rațele, cât și în cazul ăsta măgarii, au un rol. Și rolul lor e de a crea mult compost. Mult compost. Ei procesează masă vegetală sub o formă accelerată. Uh-huh. Asta fac. Aici e un caz special, deci e o fermă în care atrage mulți turiști și sunt utilizați, de fapt, ca formă de venit. Deci se fac plimbări, am înțeles. Se fac plimbări cu măgarii, da. Deci cum se procesează după ceea ce ei ne oferă? Putem merge să vedem? Mhm. Uh-huh. Se pune într-o cutie și se lasă câtva timp efectiv pentru a se decompune mult mai mult. Așa cum fac țăranii de obicei, de fapt, exact, nu? Cum fac țăranii de obicei. O casă, să spunem așa, care nu are sau o fermă care nu are un animal cât de mare, cum ar fi un măgar, cam aici putem vedea, e mult mai greu să creeze o masă de humus sub o formă accelerată. E posibil, nu e strict necesar, se accelerează mult procesele. Cum am spus, e o fabrică acceleratoare. Bun. Am înțeles că în permacultură se oferă și soluții privind apa gri din... Da, exact, apa gri. Avem aici exemple de două dușuri care sunt încă în fază incipientă. Asta ar fi unul. Putem vedea pe celălalt, că e mult mai... care reutilizează mai multe elemente. Că avem, din punct de vedere a construcției, reutilizează multe deșeuri. Bun. Cauciucuri, din nou cauciucuri. Avem o fereastră, la fel, reutilizată. Asta este un duș solar. Da, chiar hai să vedem. Utilizează o pungă de apă deasupra, o pungă de apă neagră. Asta ar fi unul dintre posibilități. Deci asta e o pungă de apă neagră. Aici se toarnă apa. Nu mai se umple cu apă și soarele în mod automat îl încălzește. Mai este un alt principiu printr-o spirală. Se utilizează o spirală de un tub subțire negru, la fel, în formă de spirală. Se pune peste un staniu și apa care trece se încălzește rapid dacă e soare. Bun. Deci, ce se întâmplă cu apa folosită? Care e ideea cu apa folosită? În general, dacă nu utilizăm mulți chimici în șampon sau în săpun, în mod natural nu e nevoie de prea multă filtrare. Aici, într-un uz neintensiv, să spunem, dacă e o casă mică, n-ar avea nevoie de prea multe lucruri. Deci ar putea filtra efectiv doar prin pietre și apa care se filtrează poate în mod natural să ajungă în lacul de acumulare, în iazul de acumulare în cazul ăsta, fără a dăuna absolut nimic. Dar totuși... cazuri mai rare. Sunt cazuri, da, în cazul... De a folosi cosmetice nedăunătoare. Nedăunătoare. Există un alt sistem, care aici nu-l vedem, pentru că efectiv aici lumea e mult mai conștientă și nu utilizează atât de multe chimice, sau chimicale, sau cosmetice și așa mai departe. Să spunem, chiar și detergentul de la bucătărie. În care se pot crea sisteme foarte simple. Sunt niște gropi la suprafață, care au un jur de un metru de adâncime, intră tubul cu apa gri, care are găuri laterale, care va distribui toată apa gri de-a lungul gropii. E o folie de plastic de sub ca să nu intre. Și deasupra se plantă stufăriș, pur și simplu. Și stufărișul îl transformă. Deci nu e nevoie de mai mult. După aia există o formulă simplă de câți metri pătrați am nevoie în funcție de numărul de persoane și de intensitatea utilizării. În general, lumea care lucrează pe tema de permacultură utilizează foarte puțină apă. E mult mai conștientă în ceea ce privește uzul și utilizarea resurselor.
O toaletă aparent foarte primitivă, totuși pare mai ecologică decât toaletele cu apă. Pare foarte primitivă, nu-i așa? De ce e mai ecologică în relație cu arhi cunoscută toaletă cu apă în care lasă totul super alb în spate? E pentru că nu utilizăm 10 litri de apă când, de fiecare dată când îi dăm drumul. Pe de o parte. Pe de altă parte, tot ce strânge se compostează în cutia de acolo și după un timp, între 6 și 10 luni, depinde de temperatură, depinde de mai multe condiții, în general ce vom avea e un îngrășământ, e pământ pur, okay? Care poate fi reutilizat în jurul plantelor, în jurul copacilor și așa mai departe, sub anumite condiții și control, okay? Pentru că toate trebuie să fie făcută cât de cât de control, poate fi și amestecat pentru a accelera procesul. Se aplică și aici? Se aplică și aici, da. Cum își încălzesc permaculturiștii casa în mod ideal? Sau cum și-o construiesc? Deja parcă e un club permaculturiștilor. Va căuta efectiv așa, cam același principii pe care le aplică și în grădinărit. Să maximizeze eficiența. Eficiența solară, cum își orientează casa din punct de vedere solar, dacă poate sau nu să utilizeze energie solară, atât electrică cât și pentru încălzire. Construiește în mod bio, să spunem, bioconstrucție, fie prin baloți de paie, fie prin lut. Există multe tehnici pe tema asta. E o temă foarte profundă și foarte largă în momentul de față. Aș spune că în momentul de față în România deja există vreo 3 persoane mai specializate. Ileana Mavrodin, doamna arhitectă Ileana Mavrodin, aș spune că e pionieră pe tema asta, cu proiectul ei Casa Verde, și are multe proiecte în România pe tema asta. La fel, există un grup de arhitecți în București care lucrează mult pe baloți de paie. De la Ecohabitat? Ecohabitat, exact. Nu. Asta ar fi doar o parte pe care face parte cu construcția, efectiv. După aceea, din punct de vedere a încălzirii și așa mai departe, există mai multe tehnici. Una dintre ele ar fi, de exemplu, rocker stove, care pot fi făcute atât din fier sau din lut, care caută să reutilizeze energia, să utilizeze energia mult mai intensiv și să o reutilizeze de-a lungul procesului de combustie. Din ce este mai eficient un rocker stove? Utilizează mult mai eficient masa lemnoasă. Prin gazeificare. Prin gazeificare, da.